Romanian Basic Course, Volume 2, Lesson 26. Lecția 26. Introducerea gramaticii noi. Profesorul spune studenților să facă ce le spune el și să răspundă în același timp. Exemplu. Te rog, nu da camaradului creionul. Nu dau camaradului creionul. Te rog, nu citi aici. Nu citesc aici. Te rog, spune camaradului să nu citească aici. Nu citi aici. Te rog, nu vorbi românește. Nu vorbesc românește. Te rog, spune camaradului să nu vorbească românește. Nu vorbi românește. Te rog, nu scrie nimic pe hârtie. Nu scriu nimic pe hârtie. Te rog, spune camaradului să nu scrie nimic pe hârtie. Nu scrie nimic pe hârtie. Te rog, nu asculta profesorul. Nu ascult profesorul. Te rog, spune camaradului să nu asculte profesorul. Nu asculta profesorul. Te rog, nu întrebuința creionul. Nu întrebuințez creionul. Te rog, spune camaradului să nu întrebuințeze creionul. Nu întrebuința creionul. Te rog, spune camaradului să nu fumeze afară. Nu fuma afară. Te rog, spune camaradului să nu parcheze mașina în fața clasei. Nu parca mașina în fața clasei. Te rog, spune camaradului să nu aștepte aici. Nu aștepta aici. Vă rog, nu citiți aici. Nu citim aici. Te rog, spune camarazilor să nu citească aici. Nu citiți aici. Vă rog, nu vorbiți englezește. Nu vorbim englezește. Te rog, spune camarazilor să nu vorbească englezește. Nu vorbiți englezește. Vă rog, nu scrieți nimic pe hârtie. Nu scriem nimic pe hârtie. Te rog, spune camarazilor să nu scrie nimic pe hârtie. Nu scrieți nimic pe hârtie. Vă rog să nu ascultați profesorul. Nu ascultăm profesorul. Te rog, spune camarazilor să nu asculte profesorul. Nu ascultați profesorul. Vă rog, nu întrebuințați creioanele. Nu întrebuințăm creioanele. Te rog, spune camarazilor să nu întrebuințeze creioanele. Nu întrebuințați creioanele. Te rog, spune camarazilor să nu fumeze în clasă. Nu fumați în clasă. Te rog, spune camarazilor să nu parcheze mașina în fața clasei. Nu parcați mașina în fața clasei. Te rog, spune camarazilor să nu aștepte aici. Nu așteptați aici. Te rog, nu veni aici. Nu vin acolo. Te rog, spune camaradului să nu vină la dumneata. Nu veni aici. Te rog, nu aduce cartea aici. Nu aduc cartea acolo. Te rog, spune camaradului să nu aducă cartea. Nu aduce cartea. Nu veniți aici. Nu venim acolo. Te rog, spune camarazilor să nu vină la dumneata. Nu veniți aici. Vă rog să nu aduceți cărțile aici. Nu aducem cărțile acolo. Te rog, spune camarazilor să nu aducă cărțile. Nu aduceți cărțile. Dialog. Dialog. Într-o țară comunistă, doi soldați stau de vorbă. Ai intrat în armată voluntar? Ești nebun? Am fost recrutat primăvara și încorporat toamna. Îți place mai mult viața militară sau viața civilă? Mie tot una. Ce grad ai? Sunt fruntaș. Ce trebuie să faci ca să fii avansat sergent? Trebuie să fiu student bun. Îți place uniforma asta nouă? Da, însă în oraș port haine civile. Ce faci cu uniforma militară? Las uniforma militară acasă. Te interesează politica? Pe oamenii importanți îi interesează. Ce părere ai despre situația actuală? Cred că situația este serioasă. În caz că începe războiul al treilea mondial, în contra cui vrei să lupți? Nu întreba așa ceva. În contra americanilor, desigur. De ce? Pentru că este mai bine prizonier la americani decât să fii cu rușii. Nu vorbi așa. Și dumneata nu duce vorba. Please repeat the following. Vă rog să repetați. Ai intrat în armată voluntar? Ești nebun? Am fost recrutat primăvara și încorporat toamna. Îți place mai mult viața militară sau viața civilă?
Mie tot una. Ce grad ai? Sunt fruntaș. Ce trebuie să faci ca să fii avansat sergent? Trebuie să fiu student bun. Îți place uniforma asta nouă? Da, însă în oraș port haine civile. Ce faci cu uniforma militară? Las uniforma militară acasă. Te interesează politica? Pe oamenii importanți îi interesează. Ce părere ai despre situația actuală? Cred că situația este serioasă. În caz că începe războiul al treilea mondial, în contra cui vrei să lupți? Nu întreba așa ceva. În contra americanilor, desigur. De ce? Pentru că este mai bine prizonier la americani. Decât să fii cu rușii. Nu vorbi așa. Și dumneata nu duce vorba. Exerciții gramaticale. A. Te rog, spune camaradului să nu citească în clasă. Nu citi în clasă. Te rog, spune camaradului să nu vorbească englezește. Nu vorbi englezește. Te rog, spune camaradului să nu învețe în ora de conversație. Nu învăța în ora de conversație. Te rog, spune camaradului să nu scrie nimic pe hârtie. Nu scrie nimic pe hârtie. Te rog, spune camaradului să nu întrebuințeze cuvinte noi. Nu întrebuința cuvinte noi. Te rog, spune camaradului să nu bea nimic în clasă. Nu bea nimic în clasă. Te rog, spune camaradului să nu lucreze duminica. Nu lucra duminica. Te rog, spune camaradului să nu cumpere cafea pentru profesor. Nu cumpăra cafea pentru profesor. Te rog, spune camaradului să nu vândă dicționarul. Nu vinde dicționarul. Te rog, spune camaradului să nu asculte la radio în clasă. Nu asculta la radio în clasă.
Te rog, spune camaradului să nu plece din clasă înainte de ora 4. Nu pleca din clasă înainte de ora 4. Te rog, spune camaradului să nu viziteze închisoarea. Nu vizita închisoarea. Te rog, spune camaradului să nu invite prietenii la restaurant. Nu invita prietenii la restaurant. Te rog, spune camaradului să nu încerce să vorbească englezește. Nu încerca să vorbești englezește. Te rog, spune camaradului să nu pună cartea sub scaun. Nu pune cartea sub scaun. Te rog, spune camaradului să nu cheme studenții afară. Nu chema studenții afară. Te rog, spune camarazilor să nu citească în clasă. Nu citiți în clasă. Te rog, spune camarazilor să nu vorbească englezește. Nu vorbiți englezește. Te rog, spune camaraților să nu învețe în ora de conversație. Nu învățați în ora de conversație. Te rog, spune camaraților să nu scrie nimic pe hârtie. Nu scrieți nimic pe hârtie. Te rog, spune camaraților să nu întrebuințeze cuvinte noi. Nu întrebuințați cuvinte noi. Te rog, spune camarazilor să nu bea nimic în clasă. Nu beți nimic în clasă. Te rog, spune camarazilor să nu fumeze în clasă. Nu fumați în clasă. Te rog, spune camarazilor să nu lucreze duminica. Nu lucrați duminica. Te rog, spune camarazilor să nu cumpere cafea pentru profesor. Nu cumpărați cafea pentru profesor. Te rog, spune camarazilor să nu vândă dicționarul. Nu vindeți dicționarul. Te rog, spune camarazilor să nu asculte la radio în clasă. Nu ascultați la radio în clasă. Te rog, spune camarazilor să nu plece din clasă înainte de ora 4. Nu plecați din clasă înainte de ora 4. Te rog, spune camarazilor să nu viziteze închisoarea. Nu vizitați închisoarea.
Te rog, spune camarazilor să nu invite prietenii la restaurant. Nu invitați prietenii la restaurant. Te rog, spune camarazilor să nu încerce să vorbească englezește. Nu încercați să vorbiți englezește. Te rog, spune camarazilor să nu cheme studenții afară. Nu chemați studenții afară. Te rog, spune camarazilor să nu pună cartea sub scaun. Nu puneți cartea sub scaun. B. Ce trebuie să faci ca să știi românește? Ca să știu românește, trebuie să învăț în fiecare zi. Ce trebuie să faci ca să ajungi de vreme acasă? Ca să ajung de vreme acasă, trebuie să plec de vreme de la școală. Ce trebuie să faci ca să vorbești cu domnul colonel? Ca să vorbești cu domnul colonel, trebuie să chemi întâi la telefon. Ce trebuie să faci ca să nu ai accidente? Ca să nu ai accidente, trebuie să fii atent. Ce trebuie să faci ca să mergi la poliție? Ca să mergi la poliție, trebuie să ai un accident. Ce trebuie să faci ca să mergi la închisoare? Ca să mergi la închisoare, trebuie să ai un accident cu morți și răniți. Ce trebuie să faci ca să nu ai bani? Ca să nu ai bani, trebuie să cheltuiești toți banii. End of lesson 26A. Romanian Basic Course, lesson 26B. Narrative. Bucată de citire. În viața civilă, Ion Neață a fost profesor de liceu într-un oraș numit Cluj. În primăvara anului trecut, el a fost recrutat, iar toamna a fost încorporat. El a lăsat în sat o fată de la care primește scrisori de 2 ori pe săptămână. Ion Neață este soldat bun. La 3 luni după ce a fost încorporat, a fost avansat la gradul de fruntaș. Îi place să poarte uniforma de militar, mai ales că fetelor le plac uniformele. Este adevărat că pe Ion Neață
nu-l interesează prea mult situația actuală și armata. Îi place viața militară, însă îi place mai mult viața civilă. În armată, el învață tot ce trebuie să învețe. Nu râde când nu trebuie, însă râde la glumele comandantului. Nu vine târziu, nu vorbește deloc în contra armatei și în contra comandanților. Când trebuie să lupte, luptă. Toți au păreri bune despre el. Într-o zi, Ion Neață a stat de vorbă cu un prieten care s-a întâlnit odată la Berlin cu un soldat comunist. Atunci, situația n-a fost serioasă ca acum. Prietenul lui și comunistul au vorbit despre America. Pe cine nu-l interesează America? Prietenul lui a spus că America este o țară puternică și liberă. În America, oamenii spun ce cred ei că este adevărat. Fiecare poate să vorbească despre ce vrea și despre cine vrea, chiar și în contra președintelui. Când a auzit asta, soldatul comunist a spus: Nu cred. Poți să dai un exemplu? Desigur. Eu pot să spun tare și mi-e tot una dacă polițistul acela militar aude sau nu, că președintele nostru nu-i bun, nu știe ce face și nu știe ce se întâmplă în țară și în lume. Câteva minute, soldatul comunist n-a spus nimic. S-a uitat la polițistul militar comunist, apoi a zis: Și eu sunt liber. Și eu pot să spun același lucru. Ești nebun? A întrebat prietenul nostru. Nu spune nimic. Nu vorbi. Eu înțeleg. Poliția comunistă arestează oamenii care vorbesc liber. Ascultă, și eu pot să spun același lucru ca și dumneata. Președintele dumneavoastră nu-i bun, nu știe ce face și nu știe ce se întâmplă în țară și în lume. Întrebări. Despre cine este vorba în bucata aceasta? Ce a fost Neață în viața civilă? Când a fost recrutat? Când a fost încorporat? Unde a lăsat el o fată? Ce primește el de la ea? De câte ori pe săptămână primește el scrisori de la ea? Când a fost el avansat la gradul de fruntaș? Ce fel de uniformă poartă el? Crezi că fetelor le plac uniformele? Ce crezi că îl interesează pe Ion Neață? Ce face el în armată? Ce fel de păreri are lumea despre el? Cu cine a stat Ion Neață de vorbă într-o zi? Ce a spus prietenul lui despre America? Ce exemplu a dat prietenul lui ca să vadă comunistul că el poate să vorbească liber? A putut un polițist militar să audă ce a spus camaradul lui? A putut să spună soldatul comunist același lucru? Când luptă un soldat mai bine? Pe cine îl interesează viața militară? Ce crezi că trebuie să evite un soldat bun? Cum crezi că este situația actuală? Application hour. Teme pentru ora de aplicație. Un student vorbește despre cum a intrat în armată. Un student vorbește despre viața civilă. Un student vorbește despre viața militară. Un student este interogat cu vocabularul din lecție. Un student spune ce a lăsat acasă. Translate into English. De tradus în englezește. Câteodată el stă de vorbă cu camarazii lui. Pe Toma Aurel nu-l interesează mult politica, cum îi interesează pe camarazii lui. Pentru că acum învață românește, îl interesează tot despre România. Ce s-a întâmplat în timpul războiului al doilea mondial, cum este viața acolo, ce au purtat românii. De asemenea, el vrea să știe ce trebuie să facă ca să poată să viziteze România. Jokes. Glume.
O fată a stat de vorbă cu prietena ei. Sunt tristă. Nu fi tristă. Spune, ce s-a întâmplat? Am primit o scrisoare de la Gheorghe și în ea scrie că se întoarce înapoi din armată și că speră să fiu soția lui. Însă eu nu știu care Gheorghe a scris, pentru că eu cunosc 3 soldați care se numesc Gheorghe. Odată un fruntaș a luat automobilul comandantului lui, a condus cu viteză mare, n-a fost atent și a avut un accident. Comandantul, când a auzit asta, a vrut să vorbească cu fruntașul care a avut accidentul. Când fruntașul a sosit în biroul comandantului, comandantul a întrebat, ai fost vreodată la închisoare? Nu, n-am fost niciodată, domnule capitan. Nu fi trist. Acum, după ce ai făcut asta, poți să cunoști și închisoarea. Proverb. Spune ce te interesează ca să spun cine ești. Homework. Teme și întrebări. Întrebări. Ce te interesează mai mult? Ce părere ai despre locuitorii din Monterey? Pe cine îl interesează automobilele? Ce ai lăsat acasă? Ce haine porți la școală? Faci politică? Îți place viața militară? Ai luptat în război? Unde ai fost în timpul războiului al doilea mondial? În caz de război, vrei să fii în infanterie? Când ai intrat în armată? Cum crezi că este situația actuală? Translate from Romanian into English. De tradus din românește în englezește. Pe cine îl interesează școala asta? Școala asta îi interesează pe studenții care vreau să învețe o limbă străină. Pe dumneata te interesează așa de mult? Desigur, pentru că dacă primesc diploma, pot să fiu avansat. Ce se întâmplă în timp de război? Soldații noștri pleacă la război să lupte, să ia prizonieri și să nu fie ei prizonieri. În timp de război sunt mulți morți și răniți. Te rog, scrie o compoziție cam de 50 de cuvinte despre viața militară sau civilă. Te rog, fii pregătit să vorbești în clasă cam 2 minute despre viața militară sau civilă. Vocabulary, vocabular. Idiomatic expressions, expresii idiomatice. Casă. A sta de vorbă. A intra voluntar. Mi-e tot una. Ce părere ai despre... Vocabulary, vocabular. Actual, actuală, actuali, actuale. Avansat, avansată, avansați, avansate. Caz, cazuri. Civil, civilă, civili, civile. Contra, ori, în contra. Fruntaș, fruntaș. Grad, grade. Încorporat, încorporată, încorporați, încorporate. Militar, militară, militari, militare. Mondial, mondială, mondiali, mondiale. Nebun, nebună, nebuni, nebune. Politică, politici. Prizonier, prizonieră, prizonieri, prizonere. Război, războaie. Recrutat, recrutată, recrutați, recrutate. Situație, situații. Serios, serioasă, serioși, serioase.
țară, țări. Uniformă, uniforme. Viață, vieți. Voluntar, voluntară, voluntari, voluntare. Vorbă, vorbe. Verbs, verbe. A-l interesa, mă interesează, interesat. A intra, intru, intrat. A lăsa, las, lăsat. A lupta, lupt, luptat. A purta, port, purtat. This is the end of lesson 26.